Bună seara, sunt Veronica Gherbovețchi și vă invit la o nouă ediție Moldova Gândește, în care vom vorbi în mare parte despre un fenomen care continuă să provoace îngrijorare Republica Moldova, alcoolismul. Ar fi avut o altă soartă este filmul care i-a deschis ușa în lumea cinematografiei sovietice. Jucase rolul principal, iar debutul a fost un adevărat succes. Pentru Gheorghe Greu a urmat o perioadă plină de glorie, cu multe roluri importante și proiecte interesante, însă totul până la un timp. Ce soartă are acum celebrul actor de cândva, considerat chiar un sex simbol al anilor 80? Sunt un bețiv, mi-a spus chiar el, într-un interviu pe care ni l-a oferit săptămâna trecută. L-am descoperit printre vizitatorii târgului de Crăciun din centrul capitalei. Era neîngrijit și tot în stare de ebrietate. Din cauza unei infecții a rămas și fără un ochi. Și-ar dori să scape de acest viciu, dar nu are motivație pentru a o lua de la capăt în lupta cu alcoolismul. Un lacăt greu! Noi! Singur trei. Dăm lumii roată ce șim. Niciun răspuns. Că și oboseala prăbeșii ne-a ajuns și nu avem loc să stăm și noi. O dată. Anul 1982. Gheorghe Greu, pe atunci în vârstă de 21 de ani, debuta în lumea cinematografiei. Primise primul său rol principal în filmul Ar fi avut o altă soartă, în regia lui Valeriu Jereghi. L-a ales anume pe el să joace rolul lui Florin, un băiat care a crescut în orfelinat și nu a dat greș. De mult trăiți aici? Aici? Nu de mult. Bărbat aveți? Bărbat? Nu. La copii? Nu. Fiind tânăr, frumos și talentat, a avut succes din prima. Pentru Gheorghe Greu începuse o perioadă frumoasă și plină, fiind solicitat și asaltat de regizori. Rolurile i-au adus faimă în tot spațiul sovietic și chiar primise titlul de sex simbolul anilor 80. Celebritatea însă a fost urmată de o mulțime de probleme care au decurs unele din altele. Separarea de familie, lipsuri financiare, declin profesional, consum abuziv de alcool. Tot ceea ce trăia însă transpunea în versuri. În 2011, numele actorului, care deja părea uitat de publicul acelor vremuri, a început să fie din nou subiect de discuție, după ce o echipă de jurnaliști l-a surprins cerșind pe străzile capitalei. Copleșit și șocați de situația celebrului actor de cândva, o mulțime de oameni i-au întins mâna și i-au propus ajutor. Astfel, în câțiva ani, actorul renăscuse. A lansat chiar și un nou volum de poezii și a revenit pe scenă. Cer iertare pentru căderea care am avut-o. Mulțumesc Domnului că m-a purtat în brațe și m-a adus acolo unde sunt acum. În cadrul unui interviu oferit la acea vreme, Gheorghe Greu fusese întrebat despre cum a reușit să învingă dependența față de alcool. Trebuie să vrei, să-ți dorești lucrul ăsta și te aude Dumnezeu și ți întinde mâna. Și tu trebuie să fii în stare să o primești, să fii recunoscător și să mulțumești, să mulțumești pentru tot. 2 ani mai târziu însă s-a întors la vechiul obicei, făcea abuz de alcool și se plângea că nu are un loc stabil de trai. Și din nou a mai primit o șansă la reabilitare pe care nu a ratat-o, dar tot nu pentru mult timp. Periodic actorul apărea fie în presă, fie pe rețele sociale, cerșind ori consumând alcool direct în stradă. Într-o stare similară l-am găsit și noi, la târgul de Crăciun din centrul capitalei, la o masă în compania unor bărbați. Salubritate, curat. Faceți curat după asta. Da. Da. Traiul marcat de lipsuri i-a pus la grea încercare sănătatea. A rămas fără un ochi din cauza unei infecții, iar după o cădere în troleibus a ales cu o fractură gravă. Ca să se poată deplasa, medicii i-au montat o proteză la picior. În transportul public, o frânat brusc. Troleibuzul? Da. Și eu din mijlocul troleibuzului, drept în cabină cu șoldul. Anii de glorie de cândva însă sunt și acum în mintea actorului. Mă țin minte la 27 de ani. Cum erați? Niciun gram, niciun fum. Și devotat. Eram om. În toată legea. Și treptat, treptat,
am descurajat în caritățile poporului moldovenesc. Nu sunt saturi, sac fără fund. Lacom. Oameni buni, n-ați întâlnit în viața nu. Asta? Niciun. În afară de Loteanu, Neculai Sulac și Bot Gros. Și restul personalităților. Titlul Vrucu, Dumnezeu să-l ierte. Mihai Curagău. Cine sunt? Efima, Fima Lazar. Eu puteam să știu. Dumitru Fusu. Ion Ungureanu. Cu cine rămâne, băi? Cu nimeni. Cine vine din urmă? Nimeni! Dă-ți, dă și dă și dă, dar mai dați și voi, băi! Odată, în viață! Este așa emisiune la București, odată în viață! Mai dați și voi! Fiți generoși, fiți oameni! În cuvânt! Om înseamnă cuvânt! A renunțat la scenă și la lumina reflectoarelor din cauza invidiei colegilor, spune el. Cum ați simțit-o? Pe pielea mea. Eu simt energetic. Nu v-au dorit colegii înapoi în scenă? Nu. De ce? Sunteți mai bun? Posibil. Să nu cad în păcat. Mândrie că... Și așa. Băi, crăsivă-i o ține apasă. În plină iarnă și afectat de boli, Gheorghe Grâu, acum în vârstă de 61 de ani, trăiește în stradă, fiind la mila trecătorilor care, din când în când, îi mai întind câte o bancnotă. De ce sunteți în stradă? M-a rugat, de atât că am intrat în șip, îți bețiv. Credeți că aveți nevoie de ajutor acum, al specialiștilor, care să vă repună pe drumul cel bun? Vă doriți acest lucru? Eu îmi doresc, dar nici un specialist nu te ajută. Voința proprie doar. Nu o aveți? O am. Și atunci, dar nu găsesc motivație. Eu nu văd ce rost are. Dacă cineva vă oferă un rol, ar fi asta o motivație ca să vă opriți din abia? Nu, depinde ce rol. Eu... Revenirea în scenă, ar fi asta? Nu, pentru asta nu motivație. Nu motivație. Pentru ce? Să fiți în fața spectatorilor, să străluciți din nou. Nu trebuie slavă, băi. Îi trebuie dragoste. Dacă ar fi o motivație serioasă. Cum credeți că poate fi găsită motivația asta? Iată, simplu. Să o găsim. Să punem prețul pe valori. Nicolae Labiș. Finalul moartei căprioarei. Mănânc. Mănânc. Și plâng! Mănânc! În ciuda necazurilor care se țin scai de el, actorul încearcă să păstreze legătura cu cei trei copii ai săi, datorită cărora a devenit bunic de două ori. Vorbește cu mândrie și cu blândețe despre toți. Primul copil, Leanca Grâu, i-a moștenit talentul de actor și acum este o celebră actriță în Rusia. Regretă că, din cauza dependenței sale față de alcool, au de suferit în primul rând copiii. Nu-i vorba de mine. E vorba de copii. Eu beau, dar pe nu și doare. Când v-ați văzut ultima oară copii fizic, iată, să-i îmbrățișați? Când a fost? Săptămâna trecut. Cine a venit în coace? Domnica. A venit aici? Da. E aici și nu. Ne-am întâlnit la un ceai. Cum a fost? E o dulceață. Cât va activa târgul din centrul capitalei, ne-a spus că îl vom găsi aici. Ce va face după, nu se știe. Așteaptă însă luna mai, pentru că atunci vor începe să dea roadă cireșii pe care i-a sădit la un centru pentru vârstnici, acolo unde s-a aflat o perioadă. Pe de altă parte, alcoolismul este o boală cronică, deci trebuie ținută sub control întreaga viață. Tratamentul este unul complex și, pe lângă ajutorul medical, mai presupune multă voință și caracter din partea celor care vor să-și schimbe viața. În continuare, Republica Moldova se află în topul țărilor din lume cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor. Studiile arată că, pe parcursul unui singur an, un om care are deja 15 ani și mai mult, bea circa 13
10 litri de alcool pur și, ca să fie mai clar, e vorba de mai mult de o găleată. Nivelul înalt de consum este cauzat de mai mulți factori, inclusiv pentru că este accesibil pentru populație. Consumul necontrolat, ori abuziv, scurtează și durata vieții. În țara noastră, unul dintre 4 decese este asociat alcoolului. Alcoolismul este o maladie cronică. Ea poate fi tratată, însă, din păcate, nu avem cazuri bune de vindecare. Poate este greu de acceptat, dar dependența de alcoolism nu înseamnă să bei mult. Diferența între consumul abuziv și alcoolism constă în capacitatea de a controla acest proces. Cu alte cuvinte, poți să bei și în cantități mici, dar dacă nu te poți controla și nu te poți opri, cel mai probabil suferi de alcoolism. Dependentul nu controlează, chiar dacă îi recunoaște sau conștientizează că are aceste probleme. Foarte des alătură o anumit simptom anozognozii, faptul că persoana nu recunoaște că are probleme de consum. Însă chiar cei care recunosc, însă nu reușesc de sine stătător să se oprească, să renunțe la modelul de consum, aceia sunt alcoolici sau dependenți de alcool. Alcoolismul nu este doar boala săracilor, așa cum este percepută în societate. Fiecare poate dezvolta maladia, indiferent de starea financiară, de studii, ori de viața socială. Toți, practic, sunt candidați sau risc să formeze o dependență, dacă nu în vârstă fragedă. La unii dependența se dezvoltă după 40, la unii după 60, mai rar, însă toate tipurile de profesii, toate nivelul de intelect sunt la risc să formeze dependență de alcool. Sunt cunoscuți și câțiva factori de risc ce pot duce la declanșarea bolii. Acest lucru însă nu înseamnă că neapărat vor duce. Factorii de risc pentru formarea alcoolismului sunt genetica, sunt experiența din copilărie de vreme, sunt traumele, sunt abuzul, neglijența, foarte bine legat, demonstrat față de alcoolici cu experiență adversă, și expunerea la consum, cât de mult ai văzut în jur. Tratamentul persoanelor care suferă de alcoolism este unul complex. Cei care pornesc la acest drum trebuie să parcurgă câteva etape, toate fiind la fel de importante. Neglijarea uneia ar putea duce la recidivă. În primul rând, bolnavii trebuie să treacă prin procedura de detoxificare, prin care din organism sunt eliminate toxinele. La detox, rata de recădere e foarte mare, peste 90% se reîntorc la consum în primele luni. După externare, de ce e important să fie și una și alta, să fie eliminate consecințele negative ale consumului, însă important de asemenea să fie accesat programe de tratament psihoterapeutic. Din păcate, noi nu avem niciun medicament să fie aprobat pentru tratamentul etiologic sau tratamentul cauzei consumului. Noi tratăm medicamentos comorbiditățile sau tulburările combinate, asociate cu alcoolismul, cum ar fi foarte des tulburările de anxietate, ar fi foarte des depresiile, tulburări de personalitate, însă etiologic, să spunem că avem un medicament care tratează controlul, lipsa controlului de a consuma, așa medicamente nu sunt aprobate. Chiar dacă nu există medicamente care să trateze cauza alcoolismului, specialiștii administrează câteva preparate medicamentoase ce sunt introduse prin procedura cunoscută ca fiind codare. Din experiență, codările chimice fără psihoterapie, fără reabilitare psihosocială, nu este foarte efectiv. De aceea se recomandă să se facă prima etapă, ajutorul de urgență, detoxicarea, eliminarea consecințelor consumului, farmacoterapia plus psihoterapia și reabilitarea psihosocială, iată, cu codarea adăugătoare prin naltrexon sau disulfiram, și în linii generale cei care fac toate
etapele în complex sau rezultate mult mai bune ca recădere. O parte dintre pacienții diagnosticați cu alcoolism sunt tratați de specialiștii dispensarului Republican de Narcologie și subdiviziunile acestuia. În acest caz, tratamentul este achitat de către stat. Anul trecut, bugetul alocat de Casa Națională de Asigurări în Medicină dispensarului a fost de circa 50 de milioane de lei. Alți pacienți apelează la instituțiile private. În funcție de severitatea bolii, costul unui tratament începe de la 1000 de lei și poate ajunge chiar și la 15.000. Potrivit datelor preliminare ce ne-au fost puse la dispoziție de reprezentanții dispensarului Republican de Narcologie, anul trecut au fost înregistrați în jur de 2500 de pacienți noi cu alcoolism, ceea ce înseamnă cu circa 30 de persoane mai mult decât anul precedent. În total, în țară sunt aproape 43.000 de alcoolici. Circa o pătrime dintre aceștia sunt femei. Am încercat să aflăm de ce unii moldoveni beau fără să aibă vreo ocazie mai specială. Majoritatea celor care au acceptat să se expună la acest subiect consideră că se bea mult din cauza problemelor. Însă tot ei recunosc că alcoolul nu-i scapă de necazuri și, dimpotrivă, adaugă altele. Asta eu puțin am servit, să mă înțelegi corect, dar eu vorbesc de advocat, nu vorbesc. De ce ați servit? Că e frig. Și de neacaz. Hai, nu mă mai... De muncă este aici în localitate? Nu. N-avem unde lucra, n-avem nică. E rău, de tot. Dar vreți să munciți? Dar cum? Și la o firmă, și la o brigadă, și la... Și este. Dar dacă nu-i... Mulți să-ți plecați din sat, pentru că văd că deja e în cam... Dar nimeni, ia, na. Cu măsură trebuie întotdeauna, orice om. Trebuie cu măsură că dacă mai puțin alcool și în familie, mai gine trăiesc, mai gine trăiesc lumea și scată omul de treabă și mai gine și la lucru, acolo goase. Da. Așa mai departe. Cum ați vedea dumneavoastră rezolvarea situației? Poftim? Rezolvarea, cum o vedeți așa? Cum să-i facem să nu mai consume atât de mult alcool? Cum ziceți? Asta cum poți spui? Nu poți spui nici asta, numai omul singur pe dânsul trebuie să comandeze. Alt sposob eu nu cred. Singur trebuie să stăpân pe dânsul. Ca să, băi, așa e mai bine trăit, așa nu trebuie să lies, trebuie să cam familie, trebuie să copii, conocoași și e acasă. Că cineva spui, eu pot să-i spun cu iuba, că e, că nu e frumos, așa. Poți să spunem unul la altul, că tot, e bun și asta, da. Dar vezi că omul, dacă nu-i stăpân pe dânsul, apoi el nu te ascunde cine. El face și vei. Degeaba îi spuneți tot. Da. Cine să-i îndrepte pe dânsul? Foarte dacă mulți eu... care și-a pierdut și familie. Încă... Da, dacă e așa, ce să-i faci? Cum vedeți dumneavoastră rezolvare? Nu bie. Dacă beau și cine? Eu să-i impus nu bie sau singura să-i impuneți. Că n-au de lucru? N-au de lucru și asta. Nevoiți. Dar poate și din cauza că au probleme, sau? Probleme au că îi trag la mășa. De atât așa sau. Și cum vedeți rezolvare pentru situația asta? Cum să spun eu rezolvarea? N-am trecut printre așa și nu spun, nu știu. Dar cunoștință aveți care, uite, de exemplu, oameni care au avut familia, foto, au avut meserii bune și din cauza alcoolului și-au pierdut. S-au pierdut. Da? Familia, scurt și lucru, tot. Da? Okay. Cunoașteți așa oameni? Ei, cum așa, în față, da, am auzit de așa ceva. Nu bea alcool de 6 ani, dar tot se consideră alcoolic. După o scurtă pauză de publicitate, revenim cu o istorie impresionantă de viață despre cum reușește un fost dependent de alcool să aibă viața pe care și-a dorit-o. Eu nu-mi închipuiam viață fără alcool, adică... Cum adică? E ca de grabă e anul nou. Cum adică să nu consum? Sau acum și ziua mea, acum și ziua fratelui, sau acum și 8 martie. Mă rog, sau e sfântul cu tare. Cum să nu consum? Consumam mai mult deja numai tărie, adică alcool tare. 2-3 sticle în zi se duceau. S-a
s-a dus de râpă totul, adică aveam o careva afacere cu mai mulți angajați, aveam familia, era bine, copiii normal, soție, tot bine. A fost greu să spun că sunt alcoolic. A fost foarte greu pentru mine. Eu singur mi-am pus diagnoza, adică nu am avut nevoie să merg la vreun doctor să-mi spuie că știi, ești alcoolic. Ajunsese să bea chiar și până la 3 sticle de alcool în zi. Viața bună pe care o ducea cândva o luase razna. Își pierduse afacerea și angajații, dar nu și familia care i-a fost alături. Într-o bună zi, aproape forțat, a fost adus la Societatea Alcoolicilor Anonimi. Abia după un an de vizite, a înțeles că este alcoolic și că trebuie să-și schimbe viața. Din acel moment s-au scurs deja 6 ani. În toată această perioadă nu a pus gram de alcool pe limbă. Deși apropiații lui îi cunosc istoria, am convenit împreună să-i protejăm identitatea. Așadar, urmăriți în continuare confesiunile unui alcoolic anonim. Totul a venit pe neașteptate, să spun așa, necontrolat. Nu am fixat o zi careva, că iacă din momentul ăla eram dependent de alcool, să spun așa. Adică era o viață normală, obișnuită, se consuma alcool cu prietenii, cu sărbători, cu la mod normal, chiar nu vedeam nicio diferență de alții. Până într-un careva moment când cei din jur au început să observe că la mine ceva se întâmplă. Au observat că fac abuz de alcool. Fac abuz de alcool și foarte des și cam tot timpul. Adică, dar eu însumi nici de cum nu vreau să recunosc faptul ăsta, nu față de ei nu vreau să recunosc, dar chiar pentru mine. Nu vroiam să conștientizez că am devenit dependent. La mine a devenit că sărbătoare sau nu, ziua sau noapte, era în continuu, consumul era non-stop. Adică deja ultima fază era că nici cu alcool nu mi-era bine, nici fără el încă mai rău era. Consumam mai mult deja numai tărie, adică alcool tare. 2-3 sticle în zi se duceau. S-a dus de râpă totul, adică aveam o careva afacere cu mai mulți angajați, aveam familia, era bine, copiii normal, soție, tot bine, dar din momentul când am trecut măsura, să spun așa, clar că încetul cu încetul, pe neobservate, am început să pierd afacerea. Am început să mă lepădau deja angajații. E normal că, adică, vedeau că nu au cu cine sta de vorbă. Și respectiv și familia. Aici vreau să fac o trecere mai înainte, adică sunt foarte recunoscător familiei, pentru că ei mult au suferit și mult au rezistat la asta. Și până în ultimul moment nu m-au abandonat. Am fost adus, nu pot să spun silnic, dar adică cumva, într-o care modalitate, de soție și de un prieten, am fost nu că invitat sau recomandat, dar chiar m-au adus în Societatea Alcoolicilor Anonimi. Am fost întrebat dacă doresc să lepăd băutul, dacă doresc să încetinez cu beția. Păi atunci eram încă într-un sevraj extraordinar, adică nu am avut careva tratamente, careva lecuiri fizice, adică nu am avut nicio intervenție medicală până la momentul acela, adică eram chiar sub o influență de alcool puternic. Că, să spun așa, în organismul meu era mai mult alcool decât sânge sau decât apă. Normal că în cazul meu, iarăși, nu am fost eu deodată din moment acolo încântat de ideea că se lepăd băutul.
Și vreau să menționez foarte clar că deloc nu aveam intenții să lepăd băutul. Deloc nu-mi doream lucrul ăsta. A venind în Alcoolici Anonimi, undeva am avut nevoie de un an de zile să tot vin, să plec, să vin, să plec, până am conștientizat, până am primit o decizie că da, eu am o problemă careva. Prima perioadă, primul an de vizitele mele în Alcoolici Anonimi, da, consumam și nu ascundeam, adică era normal, dar consumam mai puțin, deja mă puneam pe gânduri. Eram în fază că mă stăruiam timp de zi să nu consum, că mă rog, seara trebuie să merg la ședință. Și adică eram responsabil, dar după ședință numai decât neapăram consumam. În cazul meu a fost numai comunitatea Alcoolici Anonimi, adică numai ședințele. Evident, literatura respectivă care o avem noi în societatea noastră și programul care este neapărat, adică una din recomandările principale care o au Alcoolici Anonimi este programul de 12 pași. Deci numai așa. Când te informezi despre ce vorbesc ăștia 12 pași, pare totul foarte simplu, foarte omenesc. Dar când încerci să-i pășești, să-i faci, atunci, da, sunt unele dificultăți sau unele greutăți psihologice. Adică clar că trebuie ceva să schimbi în nuntru, în mentalitate, în cum vezi această lume, această planetă. O putere superioară în care eu am credință, am încredere și asta m-a ajutat să îmi schimb viața. Deci nu să lupt cu alcoolul. Așa să fim foarte atenți, nu luptăm cu alcoolul, nu luptăm cu alcoolismul, dar ne schimbăm viața. Adică nu avem nicio luptă. Pur și simplu, nu e simplu, e complicat, dar adică sună simplu. Ne schimbăm modul de viață. A fost greu să spun că sunt alcoolic. A fost foarte greu pentru mine. Mi-am pus diagnoza singur. Eu singur mi-am pus diagnoza, adică nu am avut nevoie să merg la vreun doctor să-mi spuie că știi, ești alcoolic. Atunci era, cred că, cu tot o altă viață. Era cu... Anume efectul a fost că eu singur mi-am pus diagnoza asta și din momentul când știi boala, știi problema, atunci cred că este mai ușor să o înfrângi. Cel mai des este nesinceritate. Față de cine? De sine. De sine. Adică încerc să mă amăgesc singur pe mine. Că, uite, n-am consumat 2 ani, cred că mi-am revenit, m-am recuperat, deja am scăpat de boală, băi, cât e acolo puțin la o sărbătoare. Dar după câte am aflat deja eu personal, este o boală, alcoolismul, și este o boală care nu se mai vindecă niciodată. Cu ajutorul Domnului mă văd sănătos, cu familia împreună și aici, în comunitate, în societate. Des ne întreabă cineva, cum adică, uite, deja nu consum de 6 ani mai mult, ce mai cauți acolo la Alcoolici Anonimi, ce faci acolo, pentru ce mergi, că doar nu ai probleme cu alcoolismul, cu alcool. Păi de asta și nu am problemă, pentru că merg acolo cât mai des, adică pentru orice care ocazie care am. Puțin câte puțin am restabilit și acum încă sunt în proces de recuperare și afacerii și relațiile în familie. Cel puțin pot să vă spun că acum suntem toți împreună de deja de vreo câțiva ani cu familia. Un careva progres am și în afaceri, în societate m-am restabilit, adică cu prietenii, relațiile sunt bune, totul s-a normalizat, sunt fericit.
Trecem la un alt subiect. În ultimele două săptămâni în spațiul public sunt discutate intens noile restricții privind aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a mașinilor cu numere străine. În loc de 3 ani, cât era până acum, perioada de aflare în țară s-a scurtat la doar jumătate de an. Ce se întâmplă mai apoi, vă întrebați? Serviciul Vamal susține că vor fi obligați șoferii să le scoată din Republica Moldova și să revină cu ele abia după o altă jumătate de an. Instituția afirmă că nu a făcut nimic altceva decât să armonizeze legislația la cea europeană. Șoferii care sunt vizați direct de aceste modificări sunt supărați pe restricții și speră că autoritățile vor renunța la ele. Ar putea să-și vămuiască automobilele la intrare în țară, dar pentru asta vor fi nevoiți să scoată 1.000 de euro din buzunar. Colegul meu Constantin Niculae a documentat subiectul. Ce a aflat, vedeți imediat. Practica cu 3 ani era una cumva cam unică pentru Republica Moldova. Alte țări nu prea știu să fie aplicată. Altfel spus, mașinile înmatriculate în alte state se vor putea afla în Republica Moldova numai mult de 180 de zile, deși până acum termenul era de până la 3 ani pentru cei care dețin permis de conducere străin. Noile restricții, care deja au intrat în vigoare începând de la 1 ianuarie, i-au dat planurile peste cap și lui Traian Stoianov, un cunoscut jurnalist de la noi. Modificarea îl afectează direct pentru că acesta conduce un autoturism cu numere românești și deține și un permis românesc. Noi, cei care conducem mașini cu numere străine, da, astfel trecem printr-o perioadă destul de stresantă pentru că suntem nevoiți să, nu știu, renunțăm la mașinile noastre, mașinile care ne aduc ne asigură existența. Tânărul este gata să plătească o taxă mai mare pentru a putea circula în Republica Moldova. Bine, poate o bună parte din noi sau chiar toți am acceptat poate o majorare a taxei vinietei pe care noi și așa o plătim. Ok, asta am putea să înțelegem. Întrebat despre posibilitatea de a vămâi automobilul pentru a-l înmatricula în Republica Moldova, Traian ne-a spus că tarifele sunt extrem de mari. Uite, treaba cu devamare e o nebunie totală. Dacă mașina mea are un preț de 3.000 de euro pe piața din România, ca să o devamez după taxele de azi, mă costă vreo 7.000 de euro. Îți dai seama, asta e o tâmpenie. Totodată ar fi binevenită această, cumva, nu știu, inițiativă, da, de a ne lăsa să le matriculăm aici, în Republica Moldova, dar, fraților, scutiți-ne de taxele astea imense, pentru că nu fiecare își permite, ok? Suntem la punctul de trecere a frontierei Leușeni și am aflat o informație cum că de la 1 ianuarie, de la intrarea în vigoare a modificărilor legislative, au trecut în Republica Moldova aproximativ 20.000 de mașini cu numere străine. Rămâne să vedem câte vor părăsi teritoriul Republicii Moldova atunci când se împlinește termenul de 180 de zile. Însă, cetățenii străini care au permis de ședere provizoriu în Republica Moldova pot să circule și mai mult de jumătate de an, dar cu o condiție, să obțină numere de înmatriculare provizorii. Cetățenii care dețin permis de ședere temporară pe teritoriul Republicii Moldova, ei se pot adresa la organul Vamal, în raza de unde și-au locul de reședință, ca organul Vamal să-i elibereze o document Vamal, formularul tipizat TV26, care îi permite obținerea numerelor provizorii pe perioada de valabilitate a permisului de ședere temporară. Adică alternativa există. Posibilitatea respectivă care o au cetățenii doar cu cetățenii străine nu pot beneficia cetățenii Republicii Moldova care au cetățenii dublă. Adică ei doar pot staționa o perioadă de 180 zile în perioada 12 luni consecutive. Și pentru ei soluția este ori să scoată mașina din țară, ori să plătească taxele vamale, nu? Întocmai. Serviciul Vamal afirmă că nu a făcut nimic altceva decât să pună în aplicare o convenție ratificată de Republica Moldova încă din anul 2008. De-a lungul anilor, legislația privind admiterea temporară a autovehiculelor a suferit o mulțime de modificări. Au mai fost ani în care mașinile străine puteau circula doar 6 sau chiar 3 luni, însă extinderea perioadei de până la 3 ani a fost făcută în 2014, fiind în vigoare până recent. Până în anul 2010, mijloace de transport străine puteau intra temporar pe teritoriul Republicii Moldova doar cu condiția depunerii unui gaj. Și în 2010 norma respectivă a fost anulată și atât de atunci s-a
liberalizat intrarea mijloacelor de transport și avem ceea ce avem. La ziua de azi avem în jur de peste 100.000 de mijloace de transport care au încălcat termenul de admitere temporară. Vreau să vă zic că o bună parte din aceste mijloace de transport au fost transmise la piețe autouzate, au fost vândute pe teritoriul Republicii Moldova. Unele dintre însele nu achită vinieta integral. Ca să știți, Serviciul Vamal a făcut o statistică pentru a cunoaște care este situația. Din 10 mijloace de transport cu numere străine care se află pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare de 180 zile, doar una achită vinieta în mărime integrală, adică 180 de euro și 180 de euro, 360 de euro pe an, doar un mijloc de transport. În restul, achită vinieta nu corect. Ceea ce evident prejudicează bugetul de stat. Noi, cetățenii Republicii Moldova, cei care venim cu un autoturism înmatriculat într-o țară străină, putem să stăm pe teritoriul Republicii Moldova 180 de zile. Dar a fost această derogare de la această regulă generală pentru cei care au permis de conducere eliberat într-o altă țară, ar putea să fie prelungit acest termen până la 3 ani. Deci noi am adus această normă pentru toți la același nivel. Adică toată lumea sunt acum în condiții, în aceleași condiții. Mai mult decât atât, aceasta este o practică general acceptată. Cei care nu vor respecta noile prevederi riscă sancțiuni. Legislația prevede amenzi de până la 4.500 de lei cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul țării în decurs de 30 de zile de la comunicarea procesului verbal de constatare a faptei. Dacă nu se supun, nu mai au dreptul să introducă pe teritoriul Republicii Moldova alte mijloace de transport. Părerile cetățenilor sunt împărțite. Unii sunt deranjați de aceste modificări legislative, pe când alții consideră că totul s-a făcut spre bine. Nu pot să vie, era de 3 ani. 3 ani, da. Trebuie să șed jumătate de an, trebuie să scot din țară. Asta nu-i real. Da, cum era înainte, era mai... Veți la noi tătă-i spun. Tătă-i... Asta. Știu. Și cum vi se pare chestia asta? Pare ce treabă rău. Dumneavoastră nu vă afectează, dar în general... Foarte rău. Sunt mulți care o să fie afectați de chestia asta. Foarte rău. E rău? Da. Și ce recomandare aveți pentru autorități? Să dai voie să devameze. Trebuie să le dea voie să devameze. 70%. Reduceri. Da, vă zi bun. Bun, zi frumos. Nu mă prea place, deci trebuie să găsim o ședință de situație pentru... să discute cu producătorii, să vadă. Nu știu cum o să rezolve, dar cred că trebuie să rezolve cumva. Teoretic, după 180 de zile, scoatem așa din țară. Da, sau să devameze. Da, eu am citit că trebuie să, indiferent de proprietar, indiferent de permis, trebuie să... Dar tu cum vezi? Crezi că cei mai mulți o să aleagă să le scoată din Moldova sau să le devameze? Cred că o să iasă o negociere cu guvernul și o să facă ceva schimbări, pentru că nu putem, pur și simplu, cetățenii noștri să scoată mijloace de transport care mult timp le păstrat aici. Sau trebuie, în general, să-i scoată. Ce o să facă? Trebuie să devameze. Bani nu au. Mulți deja se gândesc ce să fac, cum să fac, unde s-o abandonează partea vecină. Pe de altă parte, expertul auto Constantin Mihalache consideră că această lege nu își are rostul, cel puțin în momentul de față. Dacă am fi fost în perioada când erau tare multe automobile cu numere bulgărești sau lituaneni în Republica Moldova, aș fi înțeles și aș fi fost doar pentru asta, pentru că cu adevărat timpuri erau foarte multe. Acum, dacă îi să mă gândesc, în afară de automobilele matriculate în România sau poate în alte țări europene care aparțin moldovenilor, care fie deja locuiesc acolo sau muncesc acolo, nu văd alt motiv. Deci îndreptat doar pentru cei care veneau, să zicem, cu mașini din România și stăteau o perioadă mai lungă de timp în Republica Moldova. Acesta anticipează un val de nemulțumiri în societate după aprobarea acestei legi. Oamenilor asta nu o să le placă, cel puțin celor care dețin astfel de mașini, dar pentru că nu o să influențeze un număr mare de proprietari de mașini matriculate în țările europene, nu prea îi văd cumva, nu știu, să aibă un efect foarte mare chestia asta, că să aducă mulți bani la buget pentru că ei o să fie nevoiți să-și vămuiască mașinile în Republica Moldova, chiar nu văd.
Cât despre o eventuală scădere a taxelor vamale pentru importul de mașini? Eu nu cred că la moment cineva o să dorească să scadă taxa vamală, pentru că dacă o scazi, o scazi pentru toți. Respectiv, atunci o să fie pierderi la buget. Garantat nimeni nu o să vrea să scadă taxa vamală. De altfel, unii șoferi vizați de noile modificări amenință cu proteste. Doamnelor și domnilor, atât pentru ediția de astăzi. Dacă vreți să revedeți reportajele, intrați pe canalul nostru de YouTube, dar și pe site-ul tv.md. Ne găsiți și pe pagina noastră de Facebook, Moldova Gândește, dar și pe Viber sau WhatsApp la numărul de telefon afișat acum pe ecran, unde ne puteți trimite idei de reportaje sau ne puteți comunica problemele dumneavoastră. Eu îmi iau rămas bun până sâmbăta viitoare, când vă așteptăm cu noi reportaje și istorii despre oamenii din țară. Rămâneți în continuare pe TV8, pentru că imediat după urmează super filmul Hercules.